Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi o să ne jucăm jocul original Amanda Aventuriera și am descoperit un secret foarte, foarte înfricoșător! Rămâneți până la finalul acestui episod ca să aflați și aș aprecia tare mult dacă ați rupe pentru mine butonașul de like, subscribe, clopoțel și să înceapă mare distracție doar pentru voi! Azi îl am invitat special pe Houdini! Salut! Și hai să înceapă distracția! Pregătiți? Haide, bagă prima casetă, Foxy! Mamă, să vezi câte secrete sunt pe casete! Ne zice Amanda, bună! Eu sunt Amanda și el este oița mea, Willy. Îți plac merele? Știu că trebuie să scriu yes. Îmi plac să zicem cele verzi. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Zice Wally că este alergic la mere și Amanda zice că nu trebuie să-i fie frică să încerce lucruri noi. Apoi mă întreabă pe mine dacă știu unde este magazinul și acesta este magazinul de unde putem cumpăra mere. Deci am mers la magazin, zice că am dreptate și mă întreabă dacă pot să zic mere. Da, pot să zic. Good job! Now we can make apple pie. Mamă, și aceasta a fost caseta cu numărul 1. A fost foarte, foarte interesantă, dar de ce crezi, Foxy, că Amanda îl pune pe Wally să mănânce mere dacă nu poate să le mănânce? Pentru că este rea, este malefică, este diabolică, dar o să vedeți voi în continuare. Trecem la caseta numărul 2. O să fie super interesant. Oh, you. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone. I'm Amanda. I'm Lily. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Fața este că Wally, oița, încearcă să ne spună ceva, gen să nu faci asta, gen, ca și cum să nu te uiți la aceste desene. Dar este întrerupt de Amanda. Și Amanda zice să mergem să luăm carne pentru bunica. Și zice Wally, da, stai puțin, bunica nu e vegetariană? Și știți că vă ziceam eu de ce cred că sunt frați? Pentru că amândoi se referă la aceeași bunică. Deci, reieșind că sunt frați. Nici nu m-am gândit la asta, Foxy. Ok, și acum trebuie să mergem la măcelărie. Și vă spuneam că casele au ochi pentru că sunt spiritele victimilor prinse pe casetă. Vă spun eu mai multe în continuare. Mama, aici e destul de creepy așa când îl vezi pe măcelar. Deci trebuie să-i spunem ce avem nevoie de la măcelărie. Da, ai văzut ceva foarte interesant când te întreabă Amanda dacă știi ce vrei de la domnul măcelar, Wally îți face semn cu mâinile, nu spune! Da, pentru că, de fapt, cică acest măcelar reprezintă spiritul malefic care o controlează cumva pe Amanda, știi? Și Wally urmează să fie o victimă și noi trebuie să scriem carne aici. Da, trebuie să scriem meat. E horror ce se va întâmpla. Acum scoate carnea și o tot taie. Mamă, nu știu, e așa creepy când tot taie carnea asta. Aoleu, săracu. Săracu Wally. Da, ia uite cum se uită, uite-te la ochii lui. Uite ce malefic se uite Amanda la el, vezi? Da, și el se sperie dintr-o dată, o să vezi că face cu mâna.
Și aceasta a fost caseta cu numărul 2, acum urmează caseta cu numărul 3. Suntem foarte, foarte aproape să vă arătăm secretul înfricoșător, dar haideți să vedem și caseta numărul 3 întâi. Mamă! Amanda ne zice că este întuneric afară și să mergem acasă și aici este creierul lui Wally, săracu. Aici vedem un parc și aici vedem o casă. Și vă spuneam eu că această casă ar fi locul unde a copilărit Amanda cu bunica ei și cu fratele ei, Wally, care vedeți ce a mai rămas din el. Și, de exemplu, dacă... parcă selectăm parcul, e nervoasă pentru că vrea să selectăm neapărat casa. Da, 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 te întreabă că nu știi unde e casa, gen? Da, mai dăm o dată să vedem că se enervează. Ia uite ce ochi are. E malefică deja. Ok, ne punem să batem la ușă și uite-te și tu ce urât arată. O să dau, de exemplu, să dau aici să văd ce face. Da, doar pe geam poți, poți pe geam. Vrea să intrăm înăuntru? Voi da-mă data? Mamă, își pierde răbdarea, uite-te la ea. Aici zice chestia aia, lasă-mă să intru. Vă spuneam că spiritul acela malefic care o controlează pe Amanda vrea să intre în noi, adică să ne preia sufletele. De asta zice, lasă-mă să intru. Și acum ce facem mai departe? Sunăm? Da, bate. Oh, no. Se transformă. O dispărut Amanda. Ce trebuie să scriem aici oare? Păi aici ea spune ceva cu o voce așa din aia îngrozitoare, însă nu știu exact. Eu scriam hello, de exemplu. Hello. Oh, ok, dar scrie ea automat. Da, îți bagă litere. Hopa! Mamă! Era monstru și acesta a fost joculețul, cum ar veni. Hai să dăm acum din nou, pentru că acum trebuie să le arăți secretul, Foxy. Și când spun secret, mă refer la a patra casetă ascunsă. Exact, există o a patra casetă și ca să vedem a patra casetă, trebuie să luăm iară casetele, nu? Da, trebuie să luăm caseta cu numărul 1, pentru că există niște secrete pe care trebuie să le facem. Și okay. Acum introduce Foxy caseta cu numărul 1, să înceapă nebunia! Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. And I love apples. Do you like apples? Ok, și trebuie să zic tot yes, că îmi plac merele? Da, exact, acum trebuie să trecem de partea asta. That's ok, you should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Da, și unde e magazinul, să selectez tot magazinul? Da, acum selectez din nou magazinul. Yeah, that's right, let's go. We're at the store. It sure looks crowded. And look, there are apples. Can you see apples? Ok, și iară trebuie să scriu mare? Exact, da, scrii apple. Good job! Now we can make apple pie. Hai să facem plăcintă de mere. Yuhu! Da, să nu-i dăm la Wally, că e alergic. Bun, și acum începe distracția cea mare, pentru că ajungem la caseta cu numărul 2 și aici trebuie să facem ceva diferit. Introduc caseta și după aceea o să vedem ce se întâmplă. Hi everyone, I'm Amanda. And I'm Lily. Today we're going to get meat for grandma. But isn't grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Ok, și facem același lucru la măcelărie. Da, 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 alegem acum măcelăria și acum când ajungem la domnul măcelar, se va schimba totul. Ok, și acum se întâmplă ceva ciudat aici. Da, da, o să ne întrebe acum Amanda, desigur, ce dorim de la domnul măcelar, dar în loc să scriem carne, o să scriem... lamb, care este oiță, adică Wally. Și o să scriu iară lamb. Tell him what we need. Ce se enervează!
Și o să scriu a treia oară. Da, dar de data asta scrie ea mit în locul tău. Tu. Orice îi scrie, ea scrie mit. Da, își face de cap. Oh, și acum ia măcelarul frumos, iară cărnița, s-o toace. Și după ce toacă măcelarul cărnița, o să vedem ce se întâmplă. O să fie ceva foarte, foarte schimbat. Când o să iasă această casetă din televizor, ia uite-te, Foxy, ce se întâmplă. Hopa, avem în stânga o nouă casetă unde scrie episod, dar nu se vede episodul pentru că este tăiat exact acolo, însă noi știm cu siguranță că este caseta cu numărul 4 pentru că ne-am uitat înainte la două casete și au mai rămas două. Și scrie episodul 3, știi, care și ăsta ar fi al patrulea, e exact. Clar. Ăsta este locul unde s-ar afla casa aceasta. Da, posibil. Cred că acolo este încercuit locul unde se află Wally și cu Amanda. Deci scriem Wally, parcă așa se scrie... Oh, dar nu merge să scriu Wally. Opa, stai să vedem ce se întâmplă și monstru din nou. Mamă. Ok. Foarte, foarte interesant. Într-adevăr, există caseta cu numărul 4, dar este posibil să existe acolo un alt cuvânt secret care să te ducă și mai departe. Așadar, dacă știți voi cumva cuvântul, să-l scrieți acolo în comentarii. Deci tocmai am aflat că există o a patra casetă. Dacă știți și voi alte secrete față de cele pe care vi le-am prezentat eu și Houdini, să-mi scrieți în comentarii. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să dați un mare like pentru mine, subscribe, clopoțel și să aveți o zi minunată ca și voi. Ne reauzim data viitoare. V-am pupat. Ciao.